Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bucket, fraților. Bă, n-am mai postat de ceva timp, am zis să postez din nou și eu. Ei bine, astăzi vom vedea ce este așa un pic. Eu n-am mai intrat pe serverul ăsta de nu știu cât timp. Și practic, încă mai sunt clan și trebuie 10 zile în ultime, doamne, 10 ore în ultima săptămână de nu am mai jucat de vreo 2 luni pe serverul ăsta. Nice! Mă rog, bine, n-am mai jucat, nu că n-am mai jucat chiar de 2 luni, n-am mai jucat de ceva timp și da, și că... Ok, am zis să mai postez și o Sam pentru că este seria o temă. Este seria aproape, adică era cel puțin că acum nu mai este. Cel puțin nu mai, na, cât de cât. Dar nu o să mai postez și Sam pe canal, numai țigani. Cine e ăla? E ceva cont nou? Cera sis. Nu. Ok, să zicem să reparăm și noi mașina cu itinerii mai are. S-a dus alea, s-a dus tot, ai din 90, boss, ai din 90. Ia să-l vedem, boss. No, ce așa de bă? Mă, chiar nu știu ce cu ID-ul, băi. Ce vrea să spună prin ID-ul lui. Da, mă, fraților, și... O să mai fac și giveaway-uri, nu știu exact cu ce, dați-vă în comentarii, să-ți ghefti ceva, eveniment? Nu, nu este nimic. Am crezut că o fi ceva eveniment, nu, pe baghet, că de când am mai intrat, tot timpul trebuie să verific get gift-ul, să văd dacă e sau... Nu e, pentru că... Na. Ce să faci, frate? Ce mai întâmplă? N-am idei de serii, fraților. Deci chiar n-am idei de serii. Pur și simplu mă gândesc ce să postez, dar n-am idei. Așa că vă las pe voi să-mi ziceți în comentarii ce jocuri să postez, pentru că chiar nu am idei. Careva rob. Slash DCS. Asta e cea mai aproape. Ne că am mers să dau și un rob corect aferent. Ca să strâng și bani pentru giveaway, nu? Pentru că... Nu. Îmi iau pistol doar în cazul în care ne întâlnim cu un polițist, dar la ora 2 nu cred că o să ne prea întâlnim cu un polițist, știți? Hai să vedem. Ne rog cu mașina trac. Mai repede. Hai repede, man. Unde mi-a pus ce... Aaa, mi-a pus în lăsă cu aia, serios. A, păi mă prinde lejer. Dacă mă întâlnesc, nici măcar nu-i las să-mi distrugă mașina. Mă dau direct jos și mă puș pe ei. Da, cred că o să fie mare fail. Că mi l-au pus la mama dracu. Trebuia să mă duc în lăsă cu aia să dau. Ca acum, practic, o să mă prindă, cred că... De fapt, stai, mă duc pe aici prin spate, nu? Da, o să iau pe aici prin spate. O să-mi iau marea moiță la goriță. O să fac cel mai probabil DM cu ei, în caz de ne întâlnim pe drum. Că altceva n-am ce să fac. Da, de la ora 2, până la urmă, nu cred că o să fie prea mulți PD. Sau cel puțin o să fie prea mulți PD care vor să... De a rob. În care vor să prindă robări. Pardon. Ai auzit la mine PD care vrea să dea rob, what the fuck. Da. Și pentru cei care nu știu, Blue este serverul pe care joc mai mult la Caterinca, adică nu o să intru nicio facțiune pentru că am multe sancțiuni de când m-a apucat și na, nu prea am de unde să intru în facțiune dacă am atâtea sancțiuni, știți? Deci, practic, ăsta e serverul de fan. O, Ninja e așa, dar mai mult joc de fan, să am așa că o să joc majoritatea timpului pe Blue. Dacă vreți să jucăm împreună, îmi cheamă Raul 2K. Pe server bine, logic vă cheamă Raul 2K, cum vreau să mă cheamă. Clanul e cât că recrutează tare, talente tinere de level 10 plus HQ, mașini, salarii, ședințe, etc.
Eu ce am aici? O, am ceva și eu, dar nu prea. Sal, level 15. Și acum să zic că nu, dă-te-n morții mătii și eu am ieșit din clanul ăla alalt. Cum ar fi să zic așa? Ok, vino la far. Sunt în rob, acum vin. De fapt, să mă duc, oare că mi-e în drum. Ăla... Sorin Bala... Ok, hai să stăm un pic. E bine, mă rog, merg bine. Hai să mergem încetișor. Da, să nu... O, aici, da, s-am crezut că mă bușesc acolo. Stai, wait, what? A, pe aici, pe aici, pe aici. Da, și după aia sper să nu-mi dea checkpoint-ul departe. Sper să-mi dea cam tot pe acolo, știți? Sper să-mi dea tot pe acolo. Fuck. Da, și e cel mai probabil seria asta de sample să apară odată la o zi sau două. Sau, nu știu, zilnic sau... A, bar... A, trec pe lângă PD. A. De fapt, ăsta e National Guard, nu-i PD. Hai să luăm pe aici. Da, e cam tot același lucru, deci ar trebui să ne cam grăbim cum trecem pe aici. Da, mă. Dar nu cred că-s, mă, polițiști după raport la ora asta, frate. Adică o fi 300 de player, dar totuși, polițiști după raport la ora asta, răci, cât de distrus să fie. Adică dacă ești polițist, stai direct, nu știu, pragul tot, dar nu vii la ora 3 dimineața după unul care dă rob. Bine, nu știu, dacă aș fi polițist, aș sta târziu, pentru că știu că cei mai mulți dau rob târziu. Dar trebuie să stai, gen, în gașcă, adică cu vreo 10 polițiști pe lângă tine, că dacă se duc vreo 3-4 și dau rob, te cam dus pe ciuci, n-ai ce să-i faci, știi? Așa cum eu, acum ar putea să vină vreo 2 polițiști pe mine să mă omoare, dar... Nu. Hai să o luăm pe aici, că nu mai am chef să... Na. Ah, wow, ce curvă. Am înțeles, hai, colom așa încetișor. Nu ne grăbim, că... Na. Ia uite acolo. A, au venit cu elicopterul. Nu? M-a auzit un elicopter. Deci, cred că mi s-a părut. Ok, hai că am dus pe ăștia, hai să ducești pe aia azi. Mi s-a părut că am auzit un elicopter, frate. Hai că dăm cu mașalierul ca să fie bine. Ok. Și acum unde l-a pus pe următorul? A, cred că mi l-a pus... A, mi l-a pus în lăvă. Nice. Hai să ajungem repede în lăvă, ce să zic. Ai, ai, ai. Cred că mă prinde PD-ul până acolo. Și după aia mă duc să mă predau și încheiem episodul. Că, practic, na. Uite, arrested suspect. Uite că mă, că-s... Zbuiesc la raport. SMS, stai. Na, ID, nu, mi, slash, na, hai că ajungem acolo și lasă. Unde? Arest. Adică o să mă duc eu, o să dau find pe prunde asta și mă duc și zic să-mi dea arest. Că n-am chef de urmări, dar acum sper să nu vină după mine. N-am fost cala mea. Că normal trebuia să-i zic după rob, frate, sau ceva, știi? Adică, na. Bă, dacă mă întâlnesc acum cu el, frate, că poate îl lăvă ești prost. E la National Guard, e aproape, nu pot să zic că nu, dar am zis și la Caterin că oricum nu mă ajunge. Și dacă mă ajunge, mă piși pe fața lui. Eu i-am zis că termin robul, bă. A, dar să fie din timp, că după aia l-aștept drept cu jumătate de oră pe acolo. Nu e nimeni, am înțeles. Hai că ajungem imediat. Că pot să-mi dau și disconnect, dar totuși. Ia să-mi treacă o antidoșteți.
Să fiu sigur că nu mai am antit, că nu mai am nicio grijă. A avut și așa 200 case sau cât de zăp. Da, cred că 200 case, nu știu exact. Nu știu așa câțiva bănuți. Că nu, că n-am, că am destui. Da, vreau să mai multe și pentru giveaway ceva și... Hai că am ajuns și noi aici, așa cum să mă întâlnesc cu un pet de aici cu aia. Să mă moare aici prost. Hai că e bine. Da-te jos. Hai. Am cumpărat armele degeaba, că n-am avut nevoie de ele, dar să zicem. Gata. Rele? A, ba nu, stai, 100 de... Nu, așa cum asta să mai un pic. De fapt, nu. Deci... Misteri. O, stai. Ăla e liter nebunul. Ai, frate, vreau arest. Mă duc și mă rog de poliție să-mi dea arest, că pune așa de... A, m-am dus. Colapse, eu nu fac colapse. Ai, coaie nu-i niciun admin, nu niciun PD1, prea nimeni, nimeni raport. Mă duc să-mi bag piciorul, mă duc la LSPD, stai, nu-i pic. Mă duc acum la LSPD și le cer are să-mi bag pula, asta e un pic. Bine, o să mă areseze, că nu o să mă vadă oricum, stai așa un pic. Să vedem. Hai să... Mergem în PD. Adică merg acolo, știi, și trebuie să fie neapărat un polițist recon de acolo. Să-mi dea și mi-arest, că... Să scap și eu de oantit și după am plecat. Și eu la culcare, că vă dați seama, eu era 3, naiba, nu. De fapt, oricum, cred că o să încheie episodul aici. Fraților, sper că v-a plăcut, hai să facem și noi o șmecherie aici. Nu, no, bobo, asta e. What? Ia uite, știi, șmecherii fac eu aici. Nu mai merge, las. Am crezut că pot să o bobo. Dar, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați butonul subscribe la canal dacă mai aveți episoade, să bobo, să o duc acasă. De fapt, stai că nu pot să cumpăr înainte. Așa. Hai să ajungem și noi acasă, oricum nu o să dau pe sleep, că nu mai stau cu sleep-ul pe sam. Nu mai joc serios, după cum am zis, bai însureci, stai. Bai însureci, ai mă? Serios cu aia? Gata. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul subscribe la canal. Pentru mai multe episoade, o să fac și un giveaway, nu știu, zilele astea cu vreo un caca, 2 caca, 10 caca, habar n-am, dar nu știu, cu 10 caca n-aș prea face pentru că mă mai joc și-o trecut pe server. Poate, poate, când mă las, nu știu, și o să joc pe alte servere, o să fac giveaway cu toți banii, gen cu 35 caca sau cât o să vă zic. Cu 37 caca, chiar, o să fac giveaway, oricum, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare, bye bye.